Hristos a înviat! Bine ați revenit la emisiunea noastră, Nimic fără Dumnezeu! Astăzi vom discuta despre personalitățile Vechiului Testament și anume vom vorbi despre judecătorul Samson. Samson a fost ultimul judecător din Israel de dinaintea lui Samuel și a condus cetatea pentru 20 de ani. Acesta a fost singurul israelit chemat să fie judecător încă de la naștere. Tatăl său, Manoah și mama sa nu au putut avea copii până când Dumnezeu a decis să le dea un copil cu totul aparte. Samson a fost crescut ca un copil pus deoparte pentru Dumnezeu. În Cartea Judecătorilor, la capitolul 15, versetul 12, regăsim cadrul în care s-a desfășurat activitatea de judecător a lui Samson. În acest pasaj biblic este consemnat faptul că în vremea sa israeliții erau asoprași de filisteni care se stabiliseră în mijlocul lor. Viața lui Samson a fost o luptă continuă împotriva dominației filistenilor. Ceea ce a fost însă și mai grav este faptul că în timpul subjugării filistene Poporul nu numai că nu a strigat la Domnul după ajutor, dar a început să se acomodeze și să se obișnuiască cu această stare de idolatrie. Despre Samson aflăm faptul că el primise de la Dumnezeu o putere fizică deosebită, pe care rare ori a folosit-o cu înțelepciune. Slăbiciunea sa morală de multe ori l-a întinat pe Samson și a limitat capacitatea de a-l sluji pe Dumnezeu. Într-un alt cadru, observăm faptul că Samson a fost trădat de Dalila, una dintre femeile din viața sa care i-a ajutat pe filisteni să-l pindă și să-l umilească. Nu trădarea acestei femei. L-a condamnat pe Samson la moarte, ci faptul că acesta a încălcat jurământul pe care el îl făcuse lui Dumnezeu. El a trădat făgăduința divină în momentul în care a dezvăluit care este secretul puterii sale. Totuși, înspre finalul vieții, acest judecător își conștientizează păcatul și caută să se izbăvească de el. El acceptă pedeapsa care îi se cuvine și aduce o ultimă victorie glorioasă pentru Israel, sacrificându-și propria viață. Samson este exemplu perfect a celor care reușesc să-și învingă propriile păcate și să-și corecteze greșelile pentru a-și restabili moralitatea. Sfânta Scriptură nu reprezintă numai o simplă istorisire a unor momente și evenimente din viața și cultura poporului ales, ci și o sursă de înțelepciune spirituală, o cale de zidire duhovnicească, o prezentare obiectivă a începutului mântuirii neamului omenesc. Dragi credincioși, vă dorim o zi binecuvântată și până data viitoare numai bine. Doamne ajută!